Am început organizarea acestui hackathon cumva pentru a atrage atenția comunității asupra problemei pe care o avem în turism și anume asupra digitalizării turismului. Ne-am gândit cumva la desfășurarea proiectului pentru două tipuri de echipe, echipele non-tehnice și tehnice. Echipele non-tehnice s-au axat mai mult pe dezvoltarea unor strategii sau planuri pentru dezvoltarea turismului sau unor obiective turistice, iar echipele tehnice s-au axat mai mult pe dezvoltarea unor platforme digitale pentru o aplicație mobilă sau alte idei ingenioase care le-au putea veni echipelor. Experiența mea de mentor a fost destul de interesantă. Eu fiind mai mult din domeniul de marketing, am încercat să ajut echipele care au fost focusate pe acest domeniu cu idei inovatoare în domeniul de promovare, de chiar ce pot implementa ei la pensiuni și la proiectele lor pe care ei le-au făcut. Вообще для нас это был первый опыт, мы решили попробовать что-то новое. Изначально мы не особо рассчитывали на победу, потому что как бы сложно было достаточно. Были сложные условия в отсутствии, скажем так, некоторых ресурсов в виде интернета. Но в целом мы реализовали платформу, которая помогает, скажем так, гражданам страны исследовать достопримечательности в своей же локации. То есть можно выделять регионы и исследовать, что там есть внутри. Преумно ку екипа ам дезволтат о солюции де маркетинг. Pentru această locație, Camping Petoloaca, cu scopul de a refocusa atenția de la modelul de business to consumator, adică business către persoane fizice, către business to business, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a acestei locații. Ne-a interesat acest proiect deoarece era unul atât cu implicarea tinerilor, cât cu digitalizarea într-un sector care practic are ca menire menținerea tradițiilor, dar noi am vrut să-i conferim o alură digitală, ceea ce este foarte important și inclusiv și în acest sector și cu atât mai mult cu implicarea tinerilor, care sunt cu mult mai avansați în acest domeniu de digitalizare și am vrut să-i implicăm și pe ei.